Salutare! Jucărie nouă, un DeWalt DCF887. Este pachetul corp și cutie, fără acumulatori și încărcător. L-am cumpărat de pe ZivTool la un preț foarte, foarte bun, exact 502 lei. Nu am reușit să lucrez deloc cu ea, să o testez și astăzi facem un unboxing. Când a ajuns mașina, eu oricum am desfăcut-o să văd dacă totul e în regulă, nu vine sigilată sau ceva de genul acesta, convingere de la Bosch. Cam așa este cutia. Ce îmi place foarte mult la aceste cutii, avem aceste închizători metalice și destul de solide. Materialul este foarte gros. Pare solidă. Este realizată destul de bine. Aici avem clemere pentru prindere între cutii. Ok, hai să vedem ce avem și în interior. Garanția. Trei ani garanție, încă ceva, o hârtie cu garanție, manualul, probabil că este mai multe limbi, da? Și mașina care vine într-o punguță. Îmi place că este foarte mică, stă foarte fain în mână. Un lucru negativ, l-am sesizat când am desfăcut cutia să verific dacă totul este în regulă. Acest buton de sens nu prea îmi place cum funcționează. Nu știu, nu are foarte bine definite punctele de stânga, dreapta și 0. Deci foarte greu îl prins pe 0 să blochez butonul. Bine că asta am văzut că ar fi o problemă la acest model, că am mai văzut ceva review-uri și spuneau unii că tot așa au probleme. Ok, deci după cum am spus, modelul de DCF887, avem 3800 de bătăi pe minut, rotațiile pe treapta 1000, 2800 cu 3250, fabricată în China. În partea de jos aici avem selectorul pentru trepte. Pe treapta 1 avem pentru șuruburi mai mici și treapta 2 și 3 sunt cele de putere. Un bit holder magnetic, clipul pentru curea. Avem și cele 3 LED-uri pentru iluminare. Am văzut că face lumină destul de faină. Avem aici un acumulator de 5 amperi. Totuși, acest acumulator este cam mare pentru mașină, deci mă refer ca și handling. Aici ar trebui unul de 2 amperi, cred. Un 2 sau maxim 4. E destul de greluț. Treapta 1, treapta 2. Treapta 3. Foarte faină mașina, foarte mică, foarte comodă în mână, are acest cauciuc sau silicon pe mâneri care este foarte fain. Eu am încercat de mult timp să cumpăr una, dar am așteptat să iau ceva brushless, nu vrea să mai cumpăr cu perii. Mai am de gând să iau și un circular și la fel să fie și acela brushless, să fie mult mai eficiente, să nu am probleme cu acumulatoare, să fiu nevoit să am foarte mulți.
Oricum, prețul foarte bun. Dacă ar fi fost să cumpăr un impact de la Bosch, mă duceam undeva pe la vreo 650-700, cam pe acolo. Acesta a fost 502 lei, deci super preț. Cam ăsta ar fi avantajul să stai pe două platforme, unde prinzi cea mai ieftină unealtă, poți să o cumperi de acolo. Am să încerc zilele acestea să fac niște achiziții, să cumpăr niște biți de impact și ceva șuruburi și să facem și un test, să vedem cum se comportă. Cam asta este mașina. Hai că o să ne vedem zilele acestea, să facem și un test, să văd cu timpul cum fac pentru test și să cumpăr materialele. Ok, ne auzim la următorul clip. Mersi!